Tudorel Toader, atac incendiar la Klaus Iohannis, în fața judecătorilor CCR, declara ea care îi face probleme președintelui. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, susține punctul de vedere al guvernului, în speța conflictului instituțional dintre guvern și administrația prezidențială, pe tema revocrii din funcție a Laurei Codroacovesi. În fața judecătorilor, Tudorel Toader a explicat că președintele nu are nicio autoritate conferit de lege asupra procurorilor, iar refuzul de a-o revoca pe Covesi vine ca urma a lipsei de oportunitate politică. De altfel, în jurul acestei idei a construit întreaga argumentație Tudorel Toader. Din ceea ce președintele ne-a transmis în scris, avei la dosar, nu mă reiau, dar în declaraiile publice, pe lângă ceea ce avei în dosar, președintele a motivat faptul ce nu poate da curs solicitrii pentru ce este o decizie de oportunitate politică. Noi am considerat și considerim că această motivare a lipsei de oportunitate politică, acest refuzul este de natură să creeze un blocaj instituțional, cu consecința unui conflict constituțional între guvern și administrația prezidențială. A dori să reiterez faptul că ministrul justiției are autoritate asupra procurorilor, are competențe de evaluare. În schimb, președintele nu are nicio autoritate asupra procurorilor, nici competențe de evaluare. Cererea adresată dumneavoastră privete atribuile președintelui pe de o parte și a ministrului justiției pe de alt parte. De aceea, curtea este chemată să dea se calea de urmat, arată Tudorel Toader.